solicit demisia conducerii acestui institut. Doamnă prim-ministru, vă îndemn să studiați legea cu privire la Institutul Național al Justiției și veți afla că INJ nu se află în subordinea guvernului. Respectiv, dumneavoastră nu dețineți competență să-mi cereți mie demisie. Dintr-o altă declarație a dumneavoastră am aflat că intenționați să modificați legea și să plasați institutul sub controlul guvernului. Este o practică asiatică și vine în contradicție cu principiile puse la baza creierii instituției și recomandările Consiliului Europei. Există informații și despre practicile de mituire în instituție, atât la admitere cât și la absolvire. Doamnă prim-ministru, după ce săptămâna trecută chiar ministra Justiției a declarat că în Republica Moldova nu se mai aplică principiul prezumției nevinovăției, astăzi nu mă mai miră acuzații nefondate și neprobate. Poate nu cunoașteți, dar numai de la un an de la preluarea mandatului meu am implementat admiterea electronică. Admiterea electronică, ceea ce presupune două teste scrise în fața computerului. Testul psihologic și testul de specialitate. Această reformă a fost finanțată și promovată de echipa INJ împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, susținută de Ambasada Statelor Unite. Această admitere electronică presupune că testele se dau în fața computerului. Acest test de specialitate conține 1600 de întrebări, pe care noi le publicăm pe site-ul INJ cu 60 de zile înainte de examen. Publicăm și variantele de răspuns, indicăm și răspunsul corect. Testul durează 3 ore, la expirarea căruia candidatul primește imediat rezultatul. În aceste condiții, vă rog să ne explicați cui se dă mită și, mai interesant, cine ia mită, computerul, softul sau partenerii străini. Cum putem avea justiție integră când chiar institutul îi învață pe viitorii procurori și judecători cu normalitatea fenomenului de corupție? Doamnă prim-ministru, eu în calitate de director al INJ nu cunosc ca în programul de instruire să avem cursuri de corupție. Dacă dumneavoastră dețineți vreo informație contrară, nu înțeleg de ce până în prezent aceste declarații nu iau forma unor sesizări concrete către organele competente să se materializeze în dosare penale. Atât pregătirea inițială, cât și formarea continuă sunt sub orice standarde. Doamnă prim-ministru, în luna martie curent, Institutul Național al Justiției a obținut 3 certificate ISO, care confirmă că activitățile de instruire furnizate de INJ beneficiarilor săi sunt în corespundere cu cerințele standardelor ISO pentru sisteme de management al calității, pentru servicii de instruire pentru educație și pregătire non-formală și pentru sisteme de management pentru organizații educaționale. Este insuficient ca un sistem să vină doar cu doar 20 de procurori și 20 de judecători pe an, în contextul în care sistemul nu vrea să se reformeze, iar noi trebuie să-l înlocuim practic integral. Doamnă prim-ministru, nu înțeleg de ce mie îmi faceți reproșul cu privire la numărul mic de candidați instruiți la INJ, în condițiile în care nu INJ-ul stabilește numărul de locuri scoase la concurs. Este competența CSM și CSP care în fiecare an ne oferă aceste locuri în dependență de funcțiile vacante. Și apropo, înainte de a modifica legea, vă dau o informație. Aveți o rezervă de circa 60 de tineri instruiți la INJ, promoția 2017, 2018 și 2019, care până în prezent își așteaptă rândul să fie angajați de CSM. Programele de formare trebuie și ele revizuite și îmbunătățite. Doamnă prim-ministru, poate nu cunoașteți, am renunțat de mult la cursurile teoretice plictisitoare la INJ. De 3 ani implementăm o metodologie nouă, bazată pe simulări de procese, o metodologie elaborată și susținută financiar de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
și de Ambasada Statelor Unite ale Americii. În acest context, o să-mi permit să-l citez pe excelența sa, domnul ambasador al Statelor Unite, Derek Hogan, care într-o scrisoare publicată în adresa ING, urmarea unei vizite la instituția noastră, spunea: apreciez mult cooperarea pe care ING o are cu numeroasele organizații non-guvernamentale, oferind cursuri de pregătire de o înaltă calitate specialiștilor în domeniul dreptului din Moldova.